vai, mustră Domnul pe Satan, așa de leșinat. Dragul meu, n-ai dormit bine. Dormi, culcă-te, mai puțin stres, mănâncă și îți vei face bine. Când Ilie era în starea aceea depresivă, nu i-a zis Dumnezeu, vai Ilie, un duc te chinuie. I-a zis Domnul Ilie, mâncă și dormi. Dar cum îngăduie Dumnezeu mie să trec prin așa ceva? Dar cum își permite Dumnezeu pe familia mea să o treacă pe acolo? Păi eu sunt sfânt, eu sunt pocăit, eu vin la biserică. Pe mine Dumnezeu? Problema este că am uitat cine suntem noi și cine este Dumnezeu, dragii mei. Noi nu suntem pe fond egal cu Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și noi suntem pulverea de jos, dragii mei. Și dacă ne-ar îngădui Dumnezeu cu cancer toată viața, nu ne-o greși cu nimic, că meritam mult mai rău. Preamărit să fie numele Domnului. Vă pun în față trei ipostaze, sau trei exemple, mai bine zis. La vârsta de 3 ani, am început să dezvolt o alergie foarte puternică, orice mâncam dulce îmi cauza această reacție foarte profundă. Până într-acolo ajunsese că la un moment dat se făceau și beșici foarte mari din cap până în picioare, întrucât nu puteam să mănânc absolut nimic ce era dulce. Doctorii au spus că tot ce voi putea face va fi un regim foarte strict pentru cât voi trăi. Nu voi putea să mănânc ciocolată, nu voi putea să mănânc zahăr, va fi trebuit să fiu foarte atent cu sucurile și doar așa voi reuși să pun sub control această alergie. Altă soluție nu era. Pe la vârsta de 5 ani, părinții mei au luat botezul în apă și au înțeles că la frații pocăiți se face rugăciune pentru bolnavi. Am fost dus la Biserica Elim în Timișoara, unde fratele Codreanu mi-a făcut ungerea cu un de lemn, în timp ce eram în mijlocul unei astfel de reacții. Când am ajuns înspre casă, deja o mare parte din acele pete alergice au dispărut. Pe a doua zi dimineață, după ce am mâncat foarte bine seara aceea împreună cu familia, fiind la rude împreună la ceva sărbătoare, am mâncat și tort și ciocolată și de toate, am băut și cola, ceva ce era de neauzit pentru mine atunci. Dumnezeu a făcut o vindecare de plină și a doua zi am fost complet sănătos. De atunci până astăzi sunt sănătos și, după cum mă știți, sunt, cum arăt în fața dumneavoastră, mai plinuț, mai grăsuț, că îmi place mult să mănânc dulce. Dumnezeu m-a vindecat pe deplin, dragii mei, la o singură rugăciune. Este harul lui Dumnezeu. Vă dau un alt exemplu. În adunarea noastră, o tânără mai multă vreme a suferit. A fost la rugăciune, s-au rugat frații slujitori, s-a rugat fratele Hozan pentru ea și totuși n-a venit vindecarea. Mi-aduc aminte că eram la o convenție găzuită la noi în adunare, când s-a făcut rugăciunea pentru bolnave și tânăra aceasta în față, s-au rugat mulți frați păstori atunci pentru ea, s-a făcut ungerea cu un de lemn și totuși nu s-a vindecat. Am mai trecut ceva timp și fiind împreună la camp la tineret, într-o zi când din nou a avut o reacție destul de puternică, s-a făcut din nou rugăciune pentru ea și în ziua aceea Dumnezeu a eliberat-o și a vindecat-o pe deplin. De atunci n-a mai avut absolut nimic, a fost o lucrare a lui Dumnezeu. A fost vindecată, dar nu în momentul când s-a rugat pentru prima dată familia, biserica, frații, slujitorii, a durat un timp. Vă dau un alt exemplu. Fratele păstor Moise Lucaci, un om al lui Dumnezeu deosebit, un evanghelist de vârf, am zice noi din România, un om care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod excepțional în evanghelizare. A fost bolnav de cancer mai multă vreme din viața lui. A făcut tratament, a reușit să depășească acea fază, s-a reîmbolnăvit și ulterior a murit de boala aceasta. Se pune o întrebare. De ce nu l-a vindecat Dumnezeu? Dragii mei, dacă ne uităm la aceste exemple, am putea să punem o întrebare. În ce a constat vindecarea și diferența în vindecare? Unii ar pune accent pe cei ce s-au rugat. Desigur, dacă cel care se roagă e un om al lui Dumnezeu, un fel de hozan din ăsta, Dumnezeu ascultă, face semne și minuni, aleluia, se vindecă bolnavii. Unii așa ar spune. Alții ar spune că totul cade pe cel care este bolnav. Dacă el crede din toată inima, dacă nu se îndoiește, dacă e curat în suflet, dacă n-are păcate ascunse, atunci biruința este garantată. Unii vor pune accent pe lipsa de asumare a vindecării. El e vindecat deja, dar nu și-a asumat vindecarea. Dar e bolnavă în pat, nu se poate ridica. El e vindecat pe deplin. El numai trebuie să ridice numele lui Iisus. Și omul nu se ridică. Ăsta nu vrea să accepte vindecarea. Mă, nu știu care bolnav n-ar accepta vindecarea dacă este bolnav. Dar așa pretind unii oameni. Alții vor spune că se pune accent pe voia lui Dumnezeu și pe hotărâre divină. Dumnezeu nu vrea să-l vindece și se pune o întrebare. Așa să fie oare după lumina Sfintelor Scripturii?
În oricare direcție ne întoarcem, sesizăm că sunt argumente pentru vindecare și contraargumente pentru o voie supremă a lui Dumnezeu. Dar ce este cert este că sunt oameni care suferă bolnavi și care așteaptă atingerea lui Dumnezeu sau alinare în suferința în care se află. În teologia Noului Testament nu se observă o înstrăinare vis-a-vis de lucrarea de vindecare și în biserica primară vindecare era o lucrare care se întâmpla și se întâmpla des. Începem direct din Fapte din capitolul 3. Apostolul Petru și Ioan se duc la ceasul de rugăciune, acolo văd un olog bolnav și Petru îi spune: aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus, scoală-te în picioare. Și Dumnezeu l-a vindecat pe loc. Observăm în Fapte în capitolul 5 că Apostolul Petru, sau se spune despre Apostolul Petru, că dacă venea și se atingea de el cei care erau bolnavi, se vindecau. Dumnezeu făcea semne și minuni. În Fapte, în capitolul 19, ni se spune că exact la fel ca prin Petru, Dumnezeu lucra prin Apostolul Pavel și făcea lucrări, zice Biblia, nemaipomenite, dând vindecare prin omul acesta. Desigur, prerogativa vindecării n-a început cu biserica primară, ci începe mult mai devreme, în Matei, în capitolul 8, în care Domnul Iisus Hristos, sau despre El, se spunea în felul acesta, în capitolul, versetul 14 până la 17. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și a deschis ochii. Din nou, farisei l-au întrebat cum de și-a căpătat vederea El și i-a zis: mi-a pus tină pe ochi și m-am spălat. Matei, capitolul 8, versetul 14. Drept răspunsul a zis: chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Lucrarea de vindecare izvora din Domnul Iisus Hristos. Și această lucrare care Iisus o făcea, o prezenta pentru ei, arătând că El vrea să facă vindecarea. A trimis pe ucenicii, să ne spune Matei capitolul 10, dându-le putere să scoată draci și să vindece orice boală. Și de aici se invocă: pe ucenicii a trimis, similar, și pe noi Iisus ne trimite cu puterea aceasta să vindecăm pe orice bolnav. Această lucrare de vindecare a izvorât din persoana Domnului Iisus Hristos. El este observat de cei care scriau despre viața Lui, că în El s-a împlinit promisiunile vechi testamentare, că în rănile Lui noi suntem tămăduiți. Aceasta profeția de fapt mai devreme Isaia. În Hristos se împlinește această lucrare. În mișcarea penticostală, venind mai aproape de noi, s-a cunoscut că Dumnezeu are putere să vindece. Și încă de la începutul mișcării penticostale, în anii 1900, s-au marcat lucrări de vindecare. Se vorbea despre William Seymour, care a învățat sub Praham în anul 1905, a scris despre Biserica Apostolică, înregistrându-se lucrări de vindecare nemaipomenite, până într-acolo încât martori oculari care au fost prezenți pe Azusa Street au spus că au crescut ligamente înapoi în urma rugăciunii făcute pentru vindecare. Lucrări cu adevărat nemaipomenite, nu trucaje cum se fac la televizor în ziua de azi. Oameni care au fost prezenți au văzut vindecări reale. Oameni care au fost surzi au fost vindecați de Dumnezeu și au auzit în acea seară. Oameni care au venit orbi au plecat vindecați în acea seară văzând cu ochii lor. Lucrări care Dumnezeu le-a făcut într-un mod deosebit. Așa de profund a fost mișcarea, încât au început să vină oamenii la Azusa din toate zonele Americii, căutând acel foc de la Azusa, cum era el numit. Dumnezeu făcea semne și minuni și lucrări nemaipomenite. Dacă venim, dacă vreți, la lucrarea penticostală românească, Dumnezeu a făcut lucrări deosebite și în spațiul nostru și nu cred că este nevoie să vă dau argumente, pentru că știm și avem atâtea experiențe și mărturii minunate cum Dumnezeu a făcut semne și minuni în bisericile românești penticostale, dovedind că Dumnezeu poate vindeca și în ziua de astăzi. Pentru toate acestea ne spunem: preamărit să fie Dumnezeu! În cartea sa Spiritualitate Penticostală, Dr. Steve Land, care a fost președintele Institutului Teologic Penticostal al lui Church of God, consemna că la începutul penticostalismului, Domnul Iisus a fost privit din prisma a cinci dimensiuni. Era numit Salvator, era numit Sfințitor, Botezător cu Duhul Sfânt, era Vindecător și Împărat care revine. Dacă vreți, în rădăcina mișcării penticostale s-a cunoscut această lucrare a vindecării.
Venind mai recent în schimb, în mișcarea așa numită noua reformă apostolică, NAR, sau Word of Faith, sau Evanghelia Prosperității, s-a postulat că Dumnezeu nu vrea ca nici unul din copiii săi să fie bolnav și Dumnezeu vrea ca toți să fie bogați și niciunul să nu fie sărac. Iar boala poate fi înlăturată strict prin proclamarea cu credință, dacă vreți, forțând voia lui Dumnezeu ca să fie vindecare totală pentru orice om care este bolnav. De fapt, această mișcare postulează că nu-i voie să fii bolnav și sărac. Dacă ești bolnav și sărac, de fapt nu ești creștin. Un adevărat creștin n-are voie să fie bolnav și sărac. Noi avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos și prin urmare, prin El, noi trebuie să ne asumăm întotdeauna eliberarea, vindecarea și bogăția pe deplin. Nimeni n-are voie să fie sărac și bolnav. De aceea, dacă priviți la oamenii acestor mișcări, care de bună oară ar putea fi numiți Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, Joyce Myers, Joel Osteen, nume mari care propagă această Evanghelie a prosperității, sunt oameni care își prezintă afluența, bogăția pe față, nu se ascunde ea. Sunt oamenii care spun bisericii că Dumnezeu le-a spus că au nevoie de un nou avion și biserica trebuie să plătească pentru că este în folosul lucrării lui Dumnezeu. Și dacă tu îți plantezi sămânța ta în lucrarea lui Dumnezeu, 100, 1000 de dolari, 10.000 de dolari, Dumnezeu îți va da înapoi în mit, în sutit. Te vei face bogat, că Dumnezeu vrea să-i facă pe toți bogat. Aceasta este platforma acestei noi, dacă vreți, evanghelii propovăduite în vremea în care noi trăim. În special în spațiul american și-a infiltrat lumea pretutindeni și în Africa și, din nefericire, chiar și în România, a ajuns această influență. Și acum se pune întrebarea, atunci cum rămâne cu vindecarea în lumina Sfintelor Scripturii? Sul de față din această seară își propune să analizeze vindecarea trupească în lumina Sfintelor Scripturii și să evalueze ideea de vindecare totală pentru absolut toată lumea. Este această lucrare biblică sau nebiblică? Am intitulat mesajul Vindecarea trupească în lumina Sfintelor Scripturii. Ca să putem vorbi despre vindecare, dragii mei, mai devreme va trebui să înțelegem de unde vine boala. Pentru că nu putem vorbi despre vindecare de boală fără să știm despre fapt ce este boala. Acum, ce este boala, vorbind într-un domeniu medical, nu mi-aparține și nu intru în această seară în a o analiza. Dar de unde vine boala, aș vrea să înțelegem în lumina Sfintelor Scripturii. În primul rând, dragii mei, boala poate apărea ca o sursă din prisma păcatului adamic. Adică noi trăim într-o lume care este căzută în păcat, blestemată din cauza lui Adam, a păcatului principal, și de acolo derivă orice fel de boală care poate fi înregistrată. În Geneza, în capitolul 3, cu versetul 17, Domnul spune astfel: fiindcă ai ascultat de glasul nevestii tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. A apărut un blestem asupra pământului din cauza păcatului lui Adam. Ca mai apoi să găsim în Cartea Roman, capitolul 5, cu 12, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Toți ne naștem sub păcatul adamic, sub natura aceasta căzută, și din cauza blestemului aruncat asupra pământului din cauza păcatului, apare boala în lume. Din cauza acestui păcat originar, noi trăim acum sub legea entropiei. Adică toate merg spre o distrugere continuă. Observați, vă cumpărați o mașină bună, fully loaded, cu tot ce ai nevoie, și dacă nu o conduci câteva zile, îi se desumflă roțile. Dar e nouță, dar e bună. Pentru că legea entropiei lucrează și asta va lucra până va veni Dumnezeu. Toate merg înspre declin, înspre distrugere. Noi murim din ziua când ne naștem, de fapt. Medical vorbind, celulele noastre încep să se degradeze, să moară, din ziua când ne naștem, până în faza finală, când expirăm într-o zi care ne-a fost rânduită. De aceea, boala apare în cursul natural al vieții noastre, din cauza degradării fiziologice,
precum și a erorilor genetice în decursul procreierii. Când noi ne naștem, primim de la părinții noștri codul genetic. Și atunci, în această copiere, pot să apară anumite erori. De aceea unul se naște mai scund, unul este mai înalt, unul este mai frumos, unul este mai gras, unul este mai cârn, pentru că așa se întâmplă în copia genetică. De multe ori râdem noi de aspectul acesta înălțimii. M-am întâlnit la convenția din Atlanta cu fratele Daniel Meseșan. Și am rămas surprins să spună că îl cheamă Meseșan, că nu era înalt, era de talia mea. M-am uitat la dumnealui și spunea, nu, tu ești Meseșan? Nu se poate. Vin la casă fratelui Dan, dar cum de așa de scund? La care dumnealui spune, păi eu sunt cel mai mare din familie. Dacă vreți, este o anomalie genetică. Sigur, este un beneficiu pentru fratele Dan, dar este o copiere genetică care a dat o diferență de ceea ce era în familia sa. Asta se întâmplă în ceea ce înseamnă procreierea și progenitatea noastră mai departe. În codul acesta se pot face greșeli și de aceea poate apărea boala în viața noastră. Așa se explică cum un copil se poate naște cu un handicap într-o familie fără să fi păcătuit cineva, pentru că în codul genetic s-a făcut o greșeală. Trăim sub blestemul păcatului. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni capitolul 15, pasaj care îl vom studia în joia aceasta astfel, versetul 41. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa că așa este învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat în trup firesc și învie în trup duhovnicesc. Observați, noi suntem în aceste calificative, în neputință, în ocară, în slăbiciune, din cauza păcatului care domnește în lume prin blestemul adamic. Toate acestea fac parte din cursul natural al vieții noastre. Și boala este un efect natural din cauza blestemului păcatului original. Primul nivel. Al doilea nivel mai poate fi o sursă a bolii din cauza neatenției noastre personale. Întoarceți împreună cu mine în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de 5 ani. Când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan, doica lui l-a luat, a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. De ce era bolnav acest om? Pentru că a păcătuit cineva? Pentru că a fost un atac din partea celui rău? Omul acesta a fost bolnav din cauza neatenției unei persoane. Neatenția noastră poate cauza boli în viața noastră. Și aici gândiți-vă la cazul traumatic al lui Mefiboset. El n-a greșit cu nimica, dar a fost oloc toată viața lui din cauza unei căzături din copilărie. O neatenție a dat naștere la o boală. Alimentația neadecvată de altfel și stilul de viață nesănătos duce deseori la îmbolnăvire, precum și la tulburări psihologice. Consumul de zahăr, sare, grăsimi, duc la o gamă de boli care pot să afecteze viața noastră. Păi noi ca români să ne iei slănina cu ceapă pusă la foc, e ceva delicios. Asta este o mare pagubă. Dar acestea, dragii mei, desigur nu duc la bine. Acum, în moderație, poate duc înspre un oarecare bine, cum zicea un frate. O tai mai subțire ca să fie mai ușor de digerat și nu e așa de păcătoasă atunci. Dragii mei, observați că acestea pot să ducă la boli din cauza neatenției noastre. De altfel, am putea spune că lipsa de odihnă, stresul constant, duc la obosirea nervilor și la stare de anxietate, insomnie, lipsă de apetit. Și îl vezi, fratele, vai, mustră Domnul pe Satan, așa de leșinat. Dragul meu, n-ai dormit bine. Dormi, culcă-te, mai puțin stres, mănâncă și îți vei face bine. Când Ilie era în starea aceea depresivă, nu i-a zis Dumnezeu, vai, Ilie, un duc te chinuie. I-a zis, Domnul Ilie, mâncă și dormi. Și apoi i-a vorbit într-un susur blând, i-a venit la consiliere. Era nevoie de o reabilitare. Boala poate fi și din cauza că noi suntem neatenți în felul în care ne comportăm cu viața noastră. Ca să nu mai spun, consumul de substanțe dăunătoare precum alcool, tutun, droguri, duc la îmbolnăvirea organelor afectate, plămâni, gât, rinic, stomac, ficat, pe cancer la gât dacă fumezi toată viața. Păi nu mă miră că ai făcut cancer la gât, asta e ceva ce se întâmplă de obicei. Cancer la plămâni, ficat distrus, ciroză, rinic distrus, după o viață de alcoolism. Nu mă miră că ai ajuns la așa ceva. Și atunci, felul în care noi ne comportăm în viața noastră va determina și ce se va întâmpla în viața noastră. Nimeni când are o durere de cap sau o răceală nu crede că este un atac demonic.
ce presiunea, că e vremea, se schimbă. Sau e vremea, sezonul gripei, de aia am răcit, că toți răcesc iarna. Nimeni nu spune mustră pe satana, Doamne. Că boala vine ca un natural din cauza contextului natural în care noi trăim. În al treilea rând, dragii mei, boala poate apărea din cauza păcatului personal. Acum venim mai aproape de aspectul spiritual, dacă vreți. În Ioan, în capitolul 8, cu versetul 14, ni se spune... Drept răspuns, Iisus le-a zis, dacă eu mărturisesc despre mine, mărturia mea este adevărată. Mai devreme ni se spune despre faptul că omul care fusese vindecat de Domnul Iisus Hristos i s-a spus, du-te, dar să nu mai păcătuiești ca să nu ți se facă mai rău decât s-a făcut ultima dată. Du-te să nu mai păcătuiești ca să nu ți se facă mai rău. Observați că păcatul poate fi o sursă a bolii din viața noastră personală. Păcatul pune pe om într-o directă contradicție cu sfințenia lui Dumnezeu. Roman 6:23 spune că păcatul vine împreună cu moartea și plata păcatului este moartea. Pavel observă că neorânduiala din viața creștină, în special cu privire la lucrurile sfinte, cina Domnului de bună oară, poate atrage după sine pedepse care se manifestă și prin boală. 1 Corinteni, capitolul 11, ne spune în versetul 29 și 30, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. Boala vine ca un rezultat a păcatului personal și din cauza unui păcat se poate ca să apară o boală în viața noastră. În al patrulea rând, boala poate veni ca un atac demonic. Și aici, da, putem să observăm că poate să fie și un atac din partea celui rău. Luca, capitolul 13, cu versetul 16. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram, ce auziți? Și pe care satana o ținea legată de 18 ani. Dar mai devreme ni se spune că era o femeie gârbovă, era îndoită de spate. Asta e o boală, poate o lucra prea mult la sapă, poate nu a dormit bine, poate a fost salteaua prea tare și a ajuns cârnă. Nu, aici era un atac demonic. Satana o ținea încovoiată și era legată de 18 ani. Boala poate fi cauzată și de diavol și de demonii lui. Și aici bifurcăm în două laturi. Ori din cauza unui păcat personal care a deschis ușa către un atac demonic. Mă întorc împreună cu dumneavoastră la 1 Samuel, capitolul 16, ni se spune din viața omului Dumnezeu Saul și a lui David, despre faptul că în momentul când Saul a păcătuit, Duhul Domnului a plecat de la el. Și acum ne spune în capitolul, în versetul 14, Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Dumnezeu. Ne vom reîntoarce să explicăm ce înseamnă aceasta, pentru că aici apare toată problema. Dumnezeu nu poate îngădui ca cineva să fie bolnav. Nu-i voia lui ca cineva să fie bolnav, zice această nouă teorie a mișcării noi reforme apostolice. Se pune o întrebare, cum evaluăm aceasta biblic? Ne spune Biblia că Duhul Domnului a plecat și a venit un duh care îl chinuia pe Saul și duhul acesta venea de la Dumnezeu. Ca să observăm mai apoi în 1 Samuel 19 cu versetul 9, că aici nu e vorba despre Duhul Sfânt, ci Duhul acesta era un Duh rău. De atunci, Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul. Deci aici era vorba de un demon. Nu este vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îl chinuia pe Saul. A plecat Duhul Sfânt și a venit un demon ca să-l chinuie pe Saul. Desigur, ca să putem înțelege cum se întâmplă așa ceva, din cauza păcatului personal. Mă întorc acum la Efeseni, la capitolul 4, unde Apostolul Pavel ne învață că suntem chemați să fim foarte atenți în comportamentul nostru. Versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădurale unii altora. 2. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. 3. Să nu dați prilej diavolului. 4. Cine fură să nu mai fure. 5. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și acum 6. Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu care ați fost pecetluiți. Observați că când întristăm pe Duhul Sfânt, El se retrage, îi dăm prilej diavolului și El poate ataca. Acum, în al doilea rând, ar putea să fie
cauzată din cauza cererii diavolului ca să ne cearnă, să ne cerce pe noi. Ne spune în Iov, în capitolul 2, că Satana îi spune Domnului, ia întinde-ți mâna să sufere, pentru că omul dă tot ce are pentru pielea lui, piele pentru piele, omul dă totul pentru viața lui. Dacă îngădui o boală peste el, Iov te va blestema în față. Și Domnul spune, ți-l dau pe mână, dar îi pune limită, n-ai voie să-i curm viața. Va trebui să te limitezi până aici. Și este îngăduit Iov să fie atacat de diavolul, de o boală care pricinuită este de un duc necurat și aceasta îi provoacă mari dureri. Desigur, observăm și în Luca 22, versetul 31, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru voi ca să nu vi se piardă credința. Noi suntem ceruți de diavolul zilnic să fim atentați de către el și Dumnezeu este în continuu, dacă vreți, de partea noastră să ne scape de cel rău. Când poate apărea un păcat, se deschide ușa în care se dă prilej diavolului. Dar avem nevoie de o clarificare necesară și asta este foarte importantă și vă rog să mă ascultați cu atenție, că este complex și trebuie să înțelegem corect acest lucru. Spuneam că Duhul cel rău venea de la Dumnezeu. Dragii mei, la ora actuală, diavolul și îngerii lui au acces în cer la Dumnezeu. Pare ceva foarte stupefiant să spui, dar este biblic. Întoarceți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci nu sunt iad. Vine vremea când diavolul cu toți demonii va fi aruncat în iad. La ora actuală, ei sunt în locurile cerești. De aceea observăm că în Iov, capitolul 1 și 2, ni se spune că în Consiliul lui Dumnezeu apare Satana și intră în conversație. Păi da, normal că Iov e bun, că tu îi dai de toate. Observați că este acces în acest spațiu și această sferă divină. Și ca să înțelegeți ce se întâmplă acolo, întoarceți împreună cu mine în 1 Împărați, în capitolul 22. Și observăm o întâmplare foarte interesantă. Ahab vrea să facă război. Dumnezeu îi mâniat pe Ahab din cauza păcatelor lui și vrea să ducă o justiție divină asupra vieții sale. Și acum observați ceva interesant. 1 Împărați 22, versetul 19. Și Mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului. Era vorba că aici prorociseră mai mulți proroci, du-te Ahab că Domnul e cu tine. I-a chemat și Mica, un proroc care întotdeauna prorocea rău, zice Ahab. Ăsta totdeauna zice de rău. Și spune el, Mica, ce să fac? Și Mica îi spune, du-te că Domnul e cu tine. De câte ori să te pun să juri că tu vorbești din partea lui Dumnezeu. Și acum Mica spune, ascultă cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerilor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a răspuns, cum? Voi ieși, i-a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge ținta. Ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Complex. Extrem de complex. În Consiliul lui Dumnezeu, unde erau adunați toți îngerii, erau și demonii de față, pentru că au acces în spațiul acesta. Dumnezeu rostește o sentință divină. Ahab trebuie să moară din cauza păcatului care l-a săvârșit. Și acum apare o întrebare. Ca să ajungă în luptă, va trebui să fie dus acolo. Un duc spune, eu am să fiu un duc de minciună. Păi duc de minciună numele Dumnezeu, din acel rău. Și acest duh necurat merge îngăduit să amăgească pe Ahab. Și aici un aviz extrem de important. În Psalmul 18 cu versetul 25, ascultați ce spune Biblia. Cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel curat te porți după stricăciunea lui. Dragii mei, nu vă jucați cu Dumnezeu.
Îi sfânt Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit de nimeni. Dacă cineva crede că își poate bate joc de Dumnezeu, fiind stricat în forma lui de viață, întotdeauna mascând-o cu ipocrizie prin exterior, într-o zi te vei întâlni cu justiția lui Dumnezeu și Dumnezeu cu cel stricat se poartă după stricăciunea lui. Dar cum să-ți prorocească un proroc o minciună? Pentru că dacă tu vrei să înșeli pe Dumnezeu, Dumnezeu te poate îngădui să fii înșelat. De aceea ești chemat să fii atent la viața ta și eu la viața mea. Doamne, ajută la aceasta! Ei, dragii mei, în Consiliul lui Dumnezeu apar și aceste ființe care nu sunt bune. De aceea ni se spune în Apocalipsa, capitolul 12, că la un moment dat s-a făcut un război în ceruri. Asta este în vremea escatologică, atunci în ultima vreme a sfârșitului. Și Satan cu îngerii lui au fost aruncați din cer. Și acum auziți, bucurați-vă voi ceruri, vai de tine pământ și mare, că s-a coborât Satana la tine cu o furie mare știind că are puțină vreme. Deci aceea, dacă vreți situație, va fi atunci. Acum încă suntem în lupta aceasta și zilnic diavolul ne cere să fim încercați, să fim testați, să fim agresați de el. Dumnezeu e cel care se interpune și prin har se îndură de noi să ne mai dea îndurare. Eu zic preamărit să fie Domnul. Boala poate fi și un atac din partea celui rău, cauzată ori din cauza păcatului nostru care acum deschide o ușă, dând prilej diavolului și Dumnezeu îngăduie să atace cel rău, sau din cauza că există o lucrare în care noi suntem îngăduiți să fim încercați și testați. În al cincilea rând, dragii mei, boala poate fi cauzată din cauza unor scopuri divine. Și aici e cel mai delicat. E cel mai dificil pentru noi, dar revin, este biblic și de aceea trebuie să înțelegem biblic noțiunea aceasta. Ioan capitolul 9 cu versetul 1. Când trecea Iisus a văzut pe un orb din naștere, orb din naștere, este născut orb din naștere. Acum noi am spune, mă, probabil că problemă genetică în felul în care a fost născut, l-a fi scăpat cineva, mama s-a căzut când era gravidă cu el, s-a întâmplat ceva. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut iorb? Păi sigur, nu poate să fie boală fără păcat, zic ei. Sigur, boală este la, păcatul este la mijloc. La care Domnul spune, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa că să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. No, asta este partea cea mai delicată și cea mai dificilă. Ceea ce ni se pare de neconceput arată exact în Sfânta Scriptură. Dumnezeu poate trimite și poate îngădui o boală pentru a-și atinge un scop divin. Dumnezeu poate face aceasta. Pentru noi, în conceptul nostru, și zic mai modern, umanist, că înainte vreme nu era așa, dar mai modern, acum ni se pare ceva de neconceput, pentru că noi ne credem în stare să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Dar cum îngăduie Dumnezeu mie să trec prin așa ceva? Dar cum își permite Dumnezeu pe familia mea să o treacă pe acolo? Păi eu sunt sfânt, eu sunt pocăit, eu vin la biserică, pe mine Dumnezeu? Problema este că am uitat cine suntem noi și cine este Dumnezeu, dragii mei. Noi nu suntem pe fond egal cu Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și noi suntem pulverea de jos, dragii mei. Și dacă ne-ar îngădui Dumnezeu cu cancer toată viața, nu ne-o greși cu nimic, că meritam mult mai rău. Dumnezeu e Dumnezeu, dragii mei. Să nu numai întrecere cu Dumnezeu. Boala poate fi îngăduită de Dumnezeu. Dați-mi voi să mai citesc un verset din acestea mai obscure, care nu le citiți în fiecare zi, dar care e tare interesant în Sfânta Scriptură și prezintă exact această lucrare. În Eclesiastul, în capitolul 7, ni se spune cu versetul 13, uite-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El? Dar Dumnezeu face totul perfect. Totul este bun, nimic nu-i rău ce face Dumnezeu. Păi nu-i rău, dar Dumnezeu anumite lucruri le face strâmbe, zice Biblia. În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Dumnezeu poate îngădui și o vreme de nenorocire. Da, Dumnezeu poate face așa ceva. Eu sunt chemat până și în fața nenorocirii să spun, preamărit să fie Dumnezeu. Că atunci când e bine, oricine poate spune că slavă Domnului. Dar când e greu, se întreabă, cine îl mai laudă pe Dumnezeu?
Se naște un copil handicapat într-o familie și noi spunem, vai ce tragedie! Păi sigur asta n-ar face Dumnezeu, că Dumnezeu face numai lucruri bune. Dar știți că Dumnezeu poate îngădui ceva să fie strâmb în viața noastră? Și ni se pare de neconceput. De ce? Ca Dumnezeu să activeze compasiunea din viața mea, ca Dumnezeu să activeze unitatea bisericii în mijlocire, în rugăciune, ca Dumnezeu să ne sensibilizeze, ca Dumnezeu să ne îndrepte. Sunt modalități prin care poate lucra Dumnezeu, dragii mei. Să nu-i se par de neconceput că așa ceva nu există, vai de mine că nu se poate. Se poate ca Dumnezeu să facă așa ceva. Sunt situații când Domnul poate trimite o boală tocmai pentru a-și proslăvi numele prin modalitatea în care vindecă persoana în urma acelei boli. Ioan 11:4. Boala aceasta nu-i spre moarte, ci ca să se proslăvească numele lui Dumnezeu. Poate îngădui Dumnezeu așa ceva. De aceea spunea Iov 5. El face rana și tot el o vindecă. El are putere să facă așa ceva și uneori Dumnezeu îngăduie o astfel de situație în care intervine, dând vindecare în urma unei situații care Dumnezeu a îngăduit-o. Sigur, mai poate fi și o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, care, ascultați-mă foarte bine, are scop corectiv, niciodată ispășitor. Noi nu ne plătim păcatele prin pedepse care le putem primi din partea Domnului. Nici de cum. Nimeni nu-și poate plăti păcatele prin cancer, prin boală, prin suferință. Asta nu există, asta e erezie de-a dreptul, dragii mei. Păcatele noastre au fost spălate în sângele Domnului Iisus Hristos, fără de care nu este mântuire. Dar eu de multe ori sunt tare îndărătnic și sună jignitor, dar așa scrie în Biblie. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Așa mă încăpățânesc și nu vreau, și nu vreau, și o vreau pe-a mea. Și Dumnezeu, ca să mă îndrepte, va îngădui sub o presiune să mă conformez. Aceea presiune poate fi o boală, poate fi o suferință, poate fi o încercare și Dumnezeu o trimite, dragii mei, și o îngăduie în viața mea ca eu să mă pocăiesc. Are scop corectiv ca să mă ajute să rămân pe calea mântuirii. Și eu zic, lăudați să fie Domnul și pentru aceste momente. Nu-s plăcute, nimeni nu le vrea, nu le dorim, nu le cerem prin rugăciune, dar pot să vină în viața noastră. Ascultați ce spune Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 20, că noi spunem, da, Dumnezeu nu poate să facă așa ceva, păi Dumnezeu numai lucruri bune, numai îngerași, flori și miere ne dă Dumnezeu. Spune în Apocalipsa 2, cu 20, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Cine? Cine e ăsta? Ăsta e Domnul Iisus care vorbește, dragii mei. Ăsta e Dumnezeu care vorbește. Eu am să o arunc bolnavă pe pat. Dumnezeu poate face și ceva pentru că este Dumnezeu. Ca să înțelegem că noi spunem, dar cum adică Dumnezeu nu poate să îngăduie ceva rău în viața noastră? Dragii mei, din prisma noastră pare rău, din prisma lui Dumnezeu își atinge scopul divin. Dați-mi voie să vă dau o ilustrație. Am mai spus aici în adunare. Din prisma copiilor mei, cel mai bun lucru care îl pot face pentru ei, își iau așa un bol mare de bomboane și de ciocolată și să le-l dau pe mâna lor, să facă ce vor. Aia ar fi binele absolut din prisma lor. Din prisma mea ca părinte, binele absolut, îi se le dau un picuț și să mai mânce și altă dată. Pentru că dacă le dau tot pe mână, dau un diabet. Și eu nu vreau să le fac rău cu mâna mea. Sigur, din prisma lor este binele absolut. Dar ei nu înțeleg că binele nu este binele care duce la binele lor. Ei, dragii mei, din prisma noastră, noi credem că asta ar însemna bine. Să ne vindece Dumnezeu, să ne facă bogați pe toți, să ne dea de toate. Asta ar fi sigur bine din prisma noastră umană. Din prisma lui Dumnezeu, binele absolut e mult mai bun. Dar nu-i de multe ori înțeles de noi. De aceea nu ne speriem când Dumnezeu poate îngădui și o boală în viața noastră. Ca să putem vorbi despre vindecarea trupească, trebuie să înțelegem posibilele ipostaze de unde vine boala. Alminte riscăm să facem o greșeală în abordarea vindecării. Acum, doctorul John Thomas la PTS vorbea despre perspectiva penticostalilor și a carismaticilor asupra vindecării divine. Ea poate fi împărțită în trei categorii. Este ceata aceea care spune că în spatele fiecărei boli există un demon. Și atunci vindecarea vine prin momentul când noi proclamăm și mustrăm demonul de boală.
Toți creștinii trebuie să fie sănătoși și vindecați. Dacă nu sunt vindecați, n-au credință sau probabil ceva probleme nerezolvate, dar fundamental proclamă pe Dumnezeu, mustră demonul și voia lui este întotdeauna ca toți să fie vindecați. Asta ar fi varianta hipercarismatică. A doua variantă ar fi că, cu toate că sursele bolilor pot să vină și de la diavolul, sunt momente când nu orice boală vine numai decât de la un demon. Și atunci sunt boli care pot fi cauzate natural, nu neapărat de un atac demonic. Iar blestemul intrat prin Adam în lume va fi ridicat doar la momentul parusiei, a răpirii bisericii. Atunci vom fi scăpați de corupția aceasta din trupul uman. Atunci, cu adevărat, nu vom mai fi nici boală, nici suferință. Până atunci suntem aici. Rugăciunea pentru vindecare este complet legitimă, dar nu întotdeauna este voia lui Dumnezeu să dea și vindecarea. A treia categorie ar fi acei numiți deiști funcționali. Un deist este unul care are o credință în existența unei ființe supreme, un principiu sau o sursă a oricărei realități, dar care nu intervine în ordinea creației. Ăștia sunt oameni care spun, este Dumnezeu, dar nu se implică. El stă acolo și face ce vrea El, dar noi n-avem de-a face cu ce vrea să facă El. Oamenii ăștia nu se roagă, se roagă pasiv. Și dacă se întâmplă o vindecare, sunt stupefiați. Wow, asta chiar minune, n-am știut că se poate întâmpla chiar așa. Cu toate că împărtășesc, dacă vreți, anumite doctrine care și noi le împărtășim. Acum vreau să vă spun, cel mai mare risc al mișcării carismatice moderne este următorul, și ascultați-mă foarte bine. Mișcarea Word of Faith, New Apostolic Reformation, NAR, nu poate accepta conceptul că Dumnezeu ar îngădui o boală în viața unei persoane, cu toate că avem argumente scripturale. Și prin urmare, iau premisa că orice boală este izvorâtă din diavolul. Acum, dacă sursa unei boli este corectarea lui Dumnezeu pentru un om și pentru că Dumnezeu vrea să îngăduie aceasta în viața lui, o lasă, când eu vin și proclam ca demonul din spatele bolii să dispară, eu vă întreb, pe cine atac, dragii mei? Că dacă boala e îngăduită de Dumnezeu, nu de un demon, de Dumnezeu, eu pe cine atac? Nu cumva mă încadrez exact în hula împotriva Duhului Sfânt? Pentru că hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă să iei lucrările lui Dumnezeu și să le atribui diavolului. Asta înseamnă, propriu zis, hula împotriva Duhului Sfânt. Și când eu mă uit că Dumnezeu mă poate încerca, mă poate prelucra din cauza că Dumnezeu vrea să mă corectez, vrea să mă sfințească, vrea să mă apropie de El și eu încep, duc-te boală să pleci de la mine, când de fapt e mâna Domnului care mă apasă, eu vă întreb, pe cine de fapt atac? Nu fac o greșeală mare. Fac o greșeală colosală. Din cauza aceasta, doctrina NAR este de-a dreptul eretică pentru că îl face pe Dumnezeu un slujitor al oamenilor și nu pe oameni slujitori al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu stă la cheremul meu să facă ce vreau eu. Eu sunt chemat să mă încadrez sub mâna lui Dumnezeu. Această mișcare pretinde că noi proclamăm și Dumnezeu trebuie să facă cum zicem noi. Deoarece, în momentul când eu proclam, am egală putere cu Dumnezeu la creație. Când Dumnezeu la creație a proclamat ex nihilo, adică din nimic, să fie lumină și a fost lumină, ei zic așa, Dumnezeu n-a avut El puterea, El a avut credință în cuvintele Lui. Și de aceea s-a făcut. De aceea când eu acum proclam să fii vindecat, cuvintele mele au egală putere cu a lui Dumnezeu în creație. Dragii mei, blasfemie pură. Asta e blasfemie pură. Ca să nu mai spun, Dumnezeu este în cer încătușat, nu poate să facă nimic decât în momentul când eu mă rog, pentru că de fapt rugăciunea mea este permisiune umană pentru intervenția lui Dumnezeu divină. Unde în Biblie găsim așa ceva? Biblia spune că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea, că e Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Să nu cumva să credem că Dumnezeu e slujitorul nostru. Noi suntem slujitori a lui Dumnezeu. Și noi suntem încadrați sub mâna lui Dumnezeu. Și acum, revenind la textul care l-am citit la deschidere, dragii mei, aș vrea să observăm vindecarea trupească în lumina Sfintelor Scripturi. Da, în primul rând, Dumnezeu vrea să ne dea vindecare, și are o rânduială în vindecare. Ne spunea în Iacov, în capitolul 5, cu versetul 14, este preunul printre voi bolnav, adică în boală, să cheme pe presbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului.
Rugăciunea de vindecare se face de către oamenii autorizați, chemați de Dumnezeu și împuterniciți cu aceste lucrări ale Duhului Sfânt. Sunt oameni care Dumnezeu i-a chemat pentru aceasta. Toți ne putem ruga, toți suntem chemați să ne rugăm, dar Dumnezeu a înzestrat anumite daruri în anumite persoane și le folosește în dreptul acestor lucrări, cu o chemare specială, sigur, din partea Duhului Sfânt. Dumnezeu este Cel care vrea să dea această lucrare de vindecare prin mâna acestor oameni. Actul ungerii cu un de lemn este un act simbolic care simbolizează alinul durerii, precum un de lemnul alina suferințele din vremea antică. Nu este în sine un de lemnul care vindecă, n-are putere mistică. Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar ca simbol atingerii, Dumnezeu aici ne învață să ungem cu un de lemn. Iar mediul prin care se invocă puterea lui Dumnezeu nu este nici prin proclamare, nici prin mustrare, nici prin poruncă, ci prin rugăciune. Se vor ruga pentru El, să se roage pentru El. Cuvântul să se roage, proschie numai, înseamnă o a face schimb de dorințe. A lua dorințele mele și a le da lui Dumnezeu, așteptând în schimb ca Domnul să-mi trimită răspuns la cerința mea. Asta înseamnă rugăciune. Unde vedeți aici proclamare, poruncire? Eu poruncesc ca Dumnezeu să facă. Dumnezeu nu face că eu poruncesc. Dumnezeu face ce vrea El, că-i Dumnezeu. Eu îl invoc prin rugăciune, rugând pe Dumnezeu să dea biruință, crezând totalmente că Dumnezeul meu poate să facă mari minuni. Dragii mei, noi suntem robi al lui Dumnezeu și nu Dumnezeu este rob al nostru. M-aș întoarce la Psalmul 123 cu versetul 2, să observați cum spunea de frumos psalmistul despre această perspectivă a noastră cu Dumnezeu. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Eu n-am voie să-i poruncesc la Dumnezeu, Doamne, Tu fă că eu zic. Eu zic și ia ființă. Cine sunt eu să poruncesc? Prin har mi s-a dat voie să fiu numit copil al lui Dumnezeu. Am drept la mântuire prin jertfa Domnului Hristos, dar sunt încadrat sub voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Să nu care cumva să ne fure careva cu filosofia și teologiile acestea moderne, că noi proclamăm, noi poruncim, ia ființă, dragii mei, noi invocăm pe Dumnezeu prin rugăciune, noi prin pledoarie îl chemăm pe Domnul nostru și ca un tată bun, Dumnezeu ne ascultă, lăudat să-i fie numele Său. În al doilea rând, dragii mei, vindecarea trupească vine pentru că se cere printr-o cercetare asiduă. A doua parte a versetului 15 și 16 ne spune astfel: dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Este momentul cel mai prielnic de evaluare, pentru că nimeni nu se evaluează când toate sunt bune. Care din dumneavoastră, în anul acesta, dacă n-ați avut nicio durere, ați sunat la doctor numai că vreți să vă vadă doctorul? Auzi, mi-a fost dor de tine. Nu faci niște analize, un pic de sânge, să vedem tensiunea. Nu! Care din noi face așa ceva? Nu, mai ales bărbații, nu numai că se petargă mergem la spital, altfel nu mergem la ferească Dumnezeu. Nu vezi că curge după tine, n-am nimic, mă duc la lucru, stai cu minte. Dragii mei, nimeni nu merge la doctor până n-are nevoie de doctor. Nimeni nu se cercetează până nu simte că are ceva de cercetat. Dacă am fi cu adevărat pocăiți, ne-am cercetat zilnic, dar nu suntem. Doamne, iartă-ne că nici măcar la cina Domnului nu ne mai cercetăm cum trebuie. Că ne-a lăsat Domnul acest act regulat ca să ne cercetăm viața, ca să vedem suntem în ordine cu Dumnezeu sau nu. Și nu ne cercetăm. Și ca Dumnezeu să ne mântuie, să nu ne lase să fim pedepsiți odată cu lumea, îngăduie Dumnezeu o boală. Și acum când mă ia frica morții, vai de mine, că știu că am probleme rezolvate, încep să mă cercetez. Și aici am greșit, și aici am greșit, și aici am greșit. Cred că ar fi bine să mă mărturisesc. Și acum cer mărturisirea și deodată simt eliberare. Simt că Dumnezeu mi-a dat eliberare. Rugăciunea de vindecare comportă și acest element al mărturisirii păcatelor, dragii mei. Și ascultați-mă bine, cercetarea se face pe baza cuvântului lui Dumnezeu.
nu pe baza perspectivei mele subiective. Păi normal că eu sfânt în ochii mei, eu sunt cel mai sfânt în biserică, ca mine sfânt nu-i nimeni, că așa mă văd eu. Dar dacă aș deschide oglinda aceasta și m-aș uita în ea, vai câte încă mai am de îndreptat, și în vorbire, și în cumpătare, și în răbdare, și în iubire. Doamne, sfințește-ne prin Duhul Sfânt! Vreți să ne pocăim, dragii mei? După Sfânta Scriptură, nu după noi, nu după gândul nostru, după ce scrie în Sfânta Scriptură. Doamne, ajută la aceasta! Comportă cercetarea asiduă. În al treilea rând, dragii mei, se cere o credință în puterea lui Dumnezeu. O credință totală în puterea lui Dumnezeu. Versetul 15 spune astfel: rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Eu sunt chemat să am o credință totală că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea, că Dumnezeu e mare și sfânt, lăudați-i pe numele Său. Și eu sunt copilul Său și prin Hristos am dreptul să fiu ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea, dragii mei. De aceea, eu sunt chemat să mă rog cu credință. Niciodată nu ne rugăm cu ideea: și dacă nu-i voia Domnului să vindece omul acesta? Când ne rugăm pentru vindecare, tot timpul ne rugăm: Doamne, dă vindecare! Eu cred că Tu poți să dai vindecare pe deplin. În schimb, rugăciunea cu credință implică ceva anume. În 1 Ioan, în capitolul 5, aceeași expresie cu credință reapare în versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă avem la El, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și știm că dacă ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Păi dacă e după voia Lui și eu mă rog, nimic nu mă clintește. Dumnezeul meu face mari minuni. Dumnezeul meu vindecă bolnavii, învie morții, dă vedere la orbi. Ăsta e Dumnezeu care e Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele Său! Se invocă, în schimb, aspectul voii Domnului. Spuneam că nu rugăm cu dacă nu-i voia Domnului. Și totuși, cum reconciliem acestea, dragii mei? Aici implică ideea de călăuzire. Și vai câte puține călăuzire avem în ziua de azi. Fratele Ștefan Iag, un mare proroc din partea Lugujului, era chemat să facă ungerea cu un de lemn pentru un bolnav. Au venit frații de la 300 de kilometri distanță, cu trenul, să-l caute, să-l ducă la ei să facă ungerea. Când au ajuns la el: frate, te rugăm să vii cu noi. Pleca la lucru. Stați un moment, zicea el. A închis ochii, a plecat capul în jos un pic și a spus: nu vin. Mă duc la lucru. Frații, un pic: frate, dar am venit până aici să te luăm cu noi. Cum adică nu vii? Dar drum întreg, bani cheltuiți, cum nu vii cu noi? Oameni buni, Dumnezeu nu-l vindecă, unii fac ungerea, pacea Domnului. Și-o pleca la lucru. Pentru că noi ungem pe toți cu un de lemn. Întrebarea se pune: unde apare călăuzirea? Știți că nu toți trebuie unși cu un de lemn? Știți că nu toți trebuie puși sub rugăciune? Sunt situații care necesită consiliere, mărturisire, îndreptare. Sunt multe alte lucruri care trebuie îndreptate de multe ori, dragii mei. Și fără călăuzire face mari greșeli. De aceea, de multe ori spunem: a, s-o un 10.000 și nu s-o medica nimeni. Pentru că lipsește călăuzirea. Când vine călăuzirea, acolo Dumnezeu dă biruință. Când Domnul spune: pe ăsta-l vindec, pe ăsta-l vindecă Dumnezeu, să stea tot iadul în picioare, că Dumnezeu dă vindecarea, mărit să fie numele Domnului. Dar dacă nu-i voia Domnului, putem să țipăm cu toți o noapte întreagă: Dumnezeu nu vindecă omul. Și vă dau un exemplu după Sfânta Scriptură. Sunt cazuri în care Dumnezeu nu vrea să vindece pe cineva. Da, observați că Dumnezeu poate să facă așa ceva. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, care a vindecat nu știu câte mii de bolnavi în viața lui, că Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, lucrări nemaipomenite. Marele apostol Pavel, e bolnav, are un țepuș în carne, zice Biblia. De trei ori m-am rugat Domnului să-mi ia. Eu vreau să vă întreb, avea puterea apostolul Pavel? Am auzit carismat spunând: de ce nu l-a vindecat Domn pe Pavel? Că n-a avut credință. Bă, dacă Pavel n-a avut credință, iertați-mă, dacă Pavel n-a avut credință, apă carne, noi avem credință, oameni buni, de rusul lumii. Cum să n-aibă Pavel credință? N-a avut credință destulă. El putea să fie vindecat. Mă, oameni buni, de trei ori m-am rugat să-mi ia Domnul țepușul. Și a treia oară intervine Dumnezeu prin călăuzire. Până aici s-a rugat cu credință, nu pun la îndoială, Domnul mă vindecă, mă vindecă, a doua oară. Dar a treia oară spune: Domnul Pavele, nu te vindec. Eu las aceasta ca nu cumva să te îngânfi, îngăduit de mine. Din momentul acela Pavel se resemnează, dar cu mulțumire. Rămân mult mai mulțumitor în slăbiciunile mele. Când sunt slab, atunci sunt tare, că mare Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, s-ar putea că în dreptul cuiva Dumnezeu nu vrea să vindece.
Poți să proclam tu până vine Domnul, poți să cânti toate cântările noi care le vrei. Nu-L vindecă Dumnezeu, că dacă nu-i voia Domnului, nu-L vindecă Domnul. Puneți-vă întrebarea, sunt în voia Domnului sau nu? Și mă reîntorc, avem nevoie de călăuzire. Observați cât de indispensabil este Duhul Sfânt, prorocia, vedenia, toate acestea sunt necesare pentru noi. Doamne, dă-le din plin adunarea noastră. Sunt situații când Dumnezeu nu vrea să vindece. Sau, dacă e vorba să știm că e un duc necurat la boală, acolo e nevoie de darul deosebirii duhurilor. Prea puțin se mai manifestă în ziua de azi. Mulți proclamă că l-au, dar nu l-au. Că dacă l-ai avea, îi spune exact de unde vine problema din viața celui om. Sau, dragii mei, s-a îmbolnăvit omul că mănâncă prea mult zahăr și a făcut diabet. Și tu roagă-te să-l vindece Domnul. Păi dacă îl vindecă Domnul, ăsta face diabet a doua zi din nou. Că mâncă zahăr în continuu. Trebuie să schimbe viața, apetiturile sale. Îi nevoie de o schimbare. Observați că nu e așa de simplu cât a spune proclamăm vindecarea. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Și în ultimul rând, dragii mei, punctul care este cel mai combătut de mișcarea aceasta și urât de mișcarea aceasta este aspectul că vindecare divină cere sfințire și neprihănire. Versetul 15, 16, ultima parte. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pă, frate, prin Hristos noi suntem toți neprihăniți. Amin, așa este. Prin Hristos Tatăl ne vede neprihăniți. Amin, așa este. Dar prin Hristos eu sunt chemat să fiu sfânt în toată purtarea mea, dragii mei. Și cine are nădejdea aceasta se curăță după cum el este curat. Problema este că noi am demontat complet ideea de ce înseamnă sfințire. Tot Dr. John Thomas spunea, cel neprihănit descris aici, în Iacov 5, este unul care face acele lucruri plăcute Domnului în conformitate cu voia Lui, ceea ce nu este simplu, dar la îndemâna fiecărui credincios. De câte ori folosește Iacov neprihănire, se referă la trăirea practică. Neprihănirea lui Avram prin fapte, faptul că a trăit ce credea. Neprihănirea lui Rahab prin fapte, că a trăit ce credea. Neprihănirea noastră se vede prin faptul că trăim pocăință adevărată, dragii mei. Și dacă nu trăim pocăința, să ne așteptăm mari minuni, că Dumnezeu nu se pune la joacă cu noi, să ne pocăim din toată inima și apoi Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. Doamne, ajută la aceasta! Un om neprihănit necesită post, necesită rugăciune, necesită apropiere de Domnul, dragii mei. Când se mai află asta în viața noastră? Mergem, mâncăm toată ziua, petrecem toată noaptea și proclamăm vindecarea și învierea, dragii mei. Avem nevoie de pocăință. Nu mai face Dumnezeu așa minuni ca atunci, în 1900 nu știu cât, că nu mai suntem noi ăia care erau atunci, în 1900 nu știu cât, dragii mei. Post, rugăciune, frații spuneau din cercul lui Ștefan Niacu, Dumitru Huplea, ca să mergi la un bolnav să te rogi, 3 zile de post era ceva normal, nu neanormal, nu ocazie, era ceva normal. În viața lor acești oameni au avut mai puține zile când au mâncat decât cât erau în post, dragii mei. Și uitați-vă la noi, mâncăm bine, arătăm bine, confort cât vrei, să nu ne supere nimeni și apoi vrem semne și minuni. Dragii mei, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, sfințește-ne prin Duhul Sfânt. Nu ne putem câștiga noi sfințirea, dragii mei, dar eu sunt chemat să umblu în sfințirea care mi-o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să trăiesc în Duhul Sfânt, să se vadă în viața mea Duhul Sfânt. Doamne, ajută la aceasta. Nu uitați. Dumnezeu poate îngădui boala în viața cuiva. Da, Dumnezeu poate face asta. Și Dumnezeu poate îngădui ca cineva să nu fie vindecat. Zice Pavel pe Filă, l-am lăsat bolnav, Petrofin l-a lăsat bolnav la Milet. Era bolnav. Și Pavel l-a lăsat bolnav. Dar Pavel l-a vindecat atâția bolnavi. Și pe ăsta lasă bolnav, nu-l vindecă Domnul. La Timotei, în loc să-i spună Timotei, mă rog să vindece Domnul, îi spune, îți dau o prescripție medicală după vremea aceea, din cauza deselor tale îmbolnăviri. Nu l-o vindecat Dumnezeu. Sunt situații care nu le înțelegem. De ce e așa? Avem o cântare. O știe El. Va veni ziua când vom ajunge acolo și când vom privi prin prisma naturii schimbate înapoi și vom vedea ce a însemnat viața noastră și ce a lucrat slavă în noi, toate aceste încercări, nu vom putea face nimic decât să spunem preamărit să fie Dumnezeu, preamărit să fie Dumnezeu, preamărit să fie Dumnezeu. Când vom vedea prin cine a trecut Domnul și prin cine a ajutat Dumnezeu, dragii mei, până atunci eu sunt chemat să rămân ancorat în Dumnezeu. Deci, în concluzie,
Da, Dumnezeu vindecă, mărit să fie numele. Dumnezeu poate da vindecare. Eu mă rog să vindece Dumnezeu toți bolnavii din biserică. Am deplină credință că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și dacă Dumnezeu intervine prin Duhul Sfânt și spune: oprește-te, aici am altă voie. Mă supun voii lui Dumnezeu și orice a fi, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin.